În ultima perioadă pe raza județului Sălaj au fost sesizate mai multe evenimente rutiere în care au fost implicați copii, astfel că în ziua de 8 martie un copil de 11 ani din Zalău a fost accidentat de un autoturism pe bulevardul Mihai Viteazul din municipiu. Copilul se angajase în traversarea străzii în fugă prin loc nepermis și fără să se asigure. Mașina era condusă de un bărbat de 30 de ani din Zalău. Victima a fost transportată la spital pentru investigații. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Este necesar să tragem un semnal de alarmă, în special la adresa părinților care trebuie să manifeste atenție în ceea ce privește supravegherea copiilor.